domnule deputat, reprezentați în Parlament județul Vrancea. Care sunt principalele proiecte legislative pe care ați dori să le dezvoltați, astfel încât județul Vrancea să se dezvolte în acord cu, de exemplu, PNRR, cu investițiile care pot veni din PNRR? Într-adevăr, PNRR-ul este un program ce ar putea dezvolta România dacă va fi aplicat până la capăt, cu fermitate, cu determinare. În cadrul programului de reziliență, județul Vrancea este prezent cu mai multe proiecte. Și cel mai important proiect pentru județul Vrancea și pentru Moldova este autostrada A7, ce leagă Bucureștiul de Pașcani. De ce spun că este cel mai important proiect ce se va finanța prin PNRR? Pentru faptul că este pentru prima dată când o regiune istorică, Moldova, va fi conectată rutier cu capitala țării. Au fost mai multe încercări de-a lungul anilor, dar puterile politice, forțele politice din perioada respectivă nu au reușit să ducă la bun sfârșit. Nu au avut atâta determinare, nu au avut atâta forță politică, nu au avut atâta deschidere, n-am primit atâta deschidere din partea Guvernului României. Este autostrada care se va realiza până în 2026. Această autostradă are mai multe tronsoane și, într-adevăr, eu am spus că aveam și susțin în continuare că încă mai avem timp ca în 2024 să circulăm de la Focșani la București pe autostrada A7. Actualul guvern tergiversează într-un fel procedurile. Acum ar fi trebuit într-adevăr să se lucreze efectiv pe aceste tronsoane de autostradă de la Focșani la Buzău și de la Buzău la Ploiești, unde suntem doar în licitația de execuție a acestui proiect. Un alt proiect important pentru județul Vrancea și care a fost scos de la finanțare din programul de reziliență este sistemul de irigații, canalul Siret-Bărăgan. Nu există, de fapt, niciun cent pentru irigații. În guvernarea liberală, Ludovic Orban, când Ludovic Orban, președintele Forței Drepte, a fost premierul României și a susținut Moldova, sistemul de irigație, agricultura, ar fi fost finanțată cu aproape 6 miliarde de euro prin acest program de reziliență. A venit guvernarea specialiștilor de la PNL și USR și au anulat tot ce s-a putut finanța în agricultură. Astăzi, după cum știți, vorbim despre o criză a alimentelor, o criză în agricultură. Ne-ar fi prins foarte bine să avem un proiect atât de ambițios cum este canalul Siret-Bărăgan și am fi putut iriga în următorii ani, până în 2026, alte 700.000 de hectare în zona Buzău, Vrancea, Ialomița, până la Brăila și tot așa. Vreau să spun că a fost o mare greșeală. Eu înțeleg acest lucru și îl accept cu greu, deoarece odată cu plecarea guvernului liberal Ludovic Orban, Moldova nu a mai fost reprezentată în guvernul României. Guvernul liberal Ludovic Orban a avut miniștri în guvern din Moldova, de la Iași, Vaslui, Bacău, Vrancea și Suceava. O prezență numeroasă în guvernul României din zona Moldovei ar fi adus fonduri suplimentare și în Moldova. Să trecem la altă temă pentru județul Vrancea. Județul Vrancea este de asemenea un județ celebru în România pentru partea viticolă. În ce măsură podgoriile de acolo au fost revitalizate și au reușit să intre în acest mecanism european de export de vin, pentru că, evident, poate fi unul dintre produsele românești care să fie exportat. Colegul meu de partid al Forței Drepte, Ionel Dancă, deputat de Vrancea, a avut o inițiativă acceptată în programul de reziliență prin realizarea unui ADI pentru a reuși să dezvoltăm această zonă a viticulturii din județul Vrancea. Noi putem dezvolta viticultura nu doar prin
prin vânzarea de vin. Odată cu realizarea autostrăzii A7 în 2024-2025, dar se va realiza această autostradă, imaginați-vă că la 200 de kilometri, 180 de kilometri de județul Vrancea există o aglomerație urbană de 2 milioane și ceva de locuitori, cum este capitala României, care în weekend ar putea să-și petreacă foarte ușor timpul și în munții Vrancea și în zona de Podgorie a județului Vrancea. Dacă noi trebuie să pregătim județul Vrancea pentru anul 2025-2026 pentru a putea aduce acest public dornic de a-și petrece weekendurile sau să cunoască procesul de fabricare a vinului, să putem să oferim acestor cetățeni mai multe amănunte despre modul cum se poate realiza vinul, cum se menține, cum se consumă și așa mai departe. E un punct de atracție pentru județul Vrancea. Dar asta înseamnă că autoritățile locale, noi parlamentari, noi clasa politică trebuie să desenăm viitorul județului Vrancea și în acest mod. Nepăsarea și neimplicarea nu ne ajută la nimic. Numai oameni determinați, hotărâți, pot împinge lucrurile înainte pentru a putea aduce mai multă bunăstare în județul Vrancea. Județul Vrancea este de asemenea un județ cu foarte multe păduri. Multe dintre acestea au fost tăiate, așa cum s-a întâmplat și în alte zone, cum este zona Neamț, cum este Ceava, zona Bicazului, de exemplu, unde sunt munți întregi care nu mai au un copac. Care este situația pădurilor din Vrancea și în ce măsură, prin PNRR, v-ați gândit să reîmpăduriți zonele care au fost defrișate excesiv? PNRR-ul, într-adevăr, are o direcție importantă în acest pentru a reîmpăduri județele țării, munții României. Dar până să ajungem să îi reîmpădurim cu banii din PNRR, cred că ar trebui să realizăm o exploatare a acestor păduri în modul cel mai corect, în modul în care un silvicultor adevărat ar reuși să exploateze pădurile. Ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului cu exploatarea acestor păduri într-o întreagă atitudine neprietenoasă cu pădurile, ne costă pe toți cei care locuim aici și în zona de munte și în România. Prin PNRR am putea să finanțăm aceste împăduriri, dar noi, județul Vrancea, avem o caracteristică și în acest domeniu. În județul Vrancea, multe păduri, suprafețe întinse, aparțin acestor obști. Deci noi trebuie să venim în sprijinul acestor comunități locale printr-o inițiativă legislativă să așezăm proprietatea și modul de administrare a acestor obști într-un cadru legal adecvat acestor timpuri. În marea majoritate a localităților de munte din județul Vrancea, unde avem aceste obști, sunt întregi scandaluri. Ba primarul să ceartă cu președintele de obște, ba cetățenii cu președintele, e o întreagă nebunie. Și atunci aceste obști ar fi putut fi prinse și ele în programul de reziliență. Dat fiind de modul de organizare acestor proprietăți, ele nu au fost și nu sunt cuprinse la finanțare nici pe fonduri europene, nici în PNRR și în județul Vrancea avem o problemă de finanțare acestor lucruri. Cât am fost ministru dezvoltării în guvernul Ludovic Orban, pentru județul Vrancea am reușit să finanțăm reconstruirea de la zero, putem spune, a păstrăvăriei de la Lepșa. Și tot în zona de munte reabilităm tabăra Gălăciuc. În guvernul liberal Ludovic Orban am reușit să introducem la finanțare prin Compania Națională de Investiții și taberele școlare gestionate de Ministerul Tineretului și Sportului. Și atunci au fost selectate 6 tabere din întreaga Românie, dintre care și tabăra școlară de la Gălăciuc. Sunt într-o oarecare întârziere pentru faptul că Ministerul Tineretului și Sportului s-a rupt în,
în bucăți și acum n-au preluat ceea ce trebuia să preia cei de la tineret, din partea de sport și așa mai departe, este o tergiversare de câteva luni de zile. Dar, cu siguranță, această tabără, tabăra de la Gălăciuc din județul Vrancea, se va reabilita cu banii Companiei Naționale de Investiții, contractul a fost semnat, studiul de fezabilitate a fost făcut, dincolo la tabăra de la Păstrăvărie, de la Lepșa, s-a scos la licitație execuția lucrărilor. Am trecut de faza de studiu, de fezabilitate și așa mai departe, se așteaptă ordinul de ministru. Domnule deputat, la sfârșitul săptămânii mergeți acasă la biroul parlamentar și acolo, evident, vă întâlniți cu alegătorii. Sunt mulți oameni care merg cu diverse probleme la birourile parlamentarilor din teritoriu. Care sunt cele mai frecvente solicitări pe care le primiți acolo? Și în ce măsură aceste solicitări reușiți să le transformați în inițiative legislative? Oamenii văd la orizont o criză economică. Lipsa de determinare, de hotărâre, de a Guvernului României, amânările succesive îngrijorează cetățenii atât din Vrancea cât și din România. Fără o determinare și fără a lua hotărâri cât mai rapide, prin care să găsim soluții la problemele ce apar la orizont, vom fi descoperiți. Viața merge înainte și totuși sunteți în Parlament. Care sunt inițiativele legislative de data aceasta pe care formațiunea aceasta nouă pe care o reprezentați intenționează să le promoveze până la sfârșitul acestei sesiuni? Forța Dreptei a inițiat un proiect de lege prin care reducem la jumătate accizele la carburanți și TVA-ul la 5%. Acest lucru a fost inițiat de Forța Dreptei. Inițiativa legislativă este în Parlamentul României și așteptăm să parcurgă pașii necesari pentru a se transforma într-o lege. Ceea ce am susținut noi prin această inițiativă legislativă de reducere a accizelor și a TVA-ului pentru carburanți a fost o cerere venită din rândul cetățenilor, din rândul votanților. Cu ei am stat de vorbă, cu antreprenorii, cu oamenii care folosesc acest carburant. S-au speriat de nivelul atât de mare a combustibilului. Combustibil care mai devreme sau mai târziu se va regăsi în prețul de cost a tuturor produselor pe care noi suntem obligați să le cumpărăm. Prețul ridicat al carburantului, neimplicarea Guvernului României în reducerea prețului la carburant va fi devastator pentru economia României. Ei pe holuri, așa tet-a-tet, fiecare guvernant cu guvernant discută și recunosc acest lucru, că creșterea prețului la combustibil este determinantă, e o pacoste pentru economia României, dar nu întreprind nimic. Amână... De ce nu se întâmplă? De ce? Aveți o explicație? Că ați fost și la guvern. E un guvern care amână deciziile. Să vedem ce se întâmplă. Mai amânăm o săptămână. De ce vor lucrul ăsta? De ce guvernul României este interesat într-un preț ridicat al carburantului? Pentru faptul că accizele și TVA-ul încasat la o sumă mare este din ce în ce mai mare. Va încasa de la 18 milioane de locuitori ai României accize și TVA mai mare și ulterior, în pasul 2 în 2024, vor veni să cumpere 2-3 milioane de voturi. Mai aruncă un voucher, mai spun o vorbă, mai aruncă ceva bani în piață, mai reduc prețul la nu știu ce și așa mai departe. Dar întâi adunările de la 18 milioane de locuitori, accize și taxe ridicate la combustibil, în pasul 2, urmând să cumpere alea 2-3 milioane de voturi de care au nevoie pentru a rămâne din nou la guvernare. Este o ipocrizie maximă din partea acestui guvern. Fără să ia măsuri concrete de reducere a prețului la carburanți, vom trăi clipe groaznice spre sfârșitul anului. O altă inițiativă legislativă înregistrată de Forța Dreptei este cea cu privire la eliminarea acestei obligații de a plăti primele 5 zile de concediu medical de către angajatori. De ce ne-am propus acest lucru? Știți foarte bine că e o meteagnă și o procedură în
activitatea multora de a obține niște concedii medicale, dar maxim 5 zile. Maxim 5 zile, atât cât ar trebui să le plătească antreprenorul sau angajatorul. Și atunci am zis că este foarte bine ca sistemul să fie unul reglat, în care, așa cum se întâmplă și la celelalte concedii de lăuzie și așa mai departe, unde concediile sunt achitate din prima zi de la bugetul Casei de Asigurări de Sănătate, așa se întâmplă și concediile medicale. Să avem o mai mare rigoare în a acorda aceste concedii medicale de către cabinetele medicale. Mai departe, tot în această inițiativă legislativă, venim cu posibilitatea emiterii certificatului medical în format electronic. Și o altă măsură, tot în cadrul acestei inițiative legislative, este aceea de a da posibilitatea să compensăm plata acestor concedii medicale plătite de antreprenori și ulterior încasate de la Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru a nu mai folosi o cantitate însemnată de fonduri din partea antreprenorilor și care se reîntorc mult mai târziu, deoarece decontările făcute pentru concediile medicale acum deja întârzie 90-120 de zile, s-au ajuns la 6 luni de întârziere. Deci, cu alte cuvinte, antreprenorul plătește aceste concedii medicale, pe drept cuvânt angajatul are nevoie de acești bani și trebuie să primească aceste, și mi se pare corect ca angajații să primească aceste drepturi bănești, dar statul are și el obligația să țină de cuvânt să plătească imediat, să returneze acești bani. Deci este o formă de împrumut a statului de la antreprenor. Da, aveți perfect dreptate, asta e modalitatea de a se împrumuta de la antreprenor. După cum știți, statul român este lacomă în a se împrumuta pentru faptul că duce foarte multe cheltuieli inutile. Se cheltuiesc fonduri importante din bugetul statului fără o verificare mai amănunțită. După cum știți, atunci când am fost ministru dezvoltării, toate plățile nu s-au executat decât în urma unor controle în teren. Controlele au fost efectuate în teren și ulterior au fost realizate plățile către agenții economici, către primării și așa mai departe. Nu am acceptat această mermeleală, cum spunea un coleg de-al nostru ministru, în guvernul trecut și în guvernul actual, de a nu știe ce face stânga, ce face dreapta și așa mai departe. Cred că o atitudine mai riguroasă, mai corectă față de banul public ne va avantaja pe toți. Și vom reuși în acest mod beneficiile taxelor plătite de cetățeni să se reîntoarcă și către ei. În guvernarea liberală Ludovic Orban am inițiat un proiect de realizare, de înființare rețele de gaze de distribuție pe teritoriul României. Au fost depuse 211 proiecte în acea perioadă, au fost evaluate, au rămas nefinanțate 105 proiecte, cam așa ceva, și acum, prin noul program Anghis Alini, sunt finanțate toate proiectele, sunt transferate de la POIM la Ministerul Dezvoltării și fără alte proceduri birocratice, aceste proiecte de distribuție a gazelor vor fi finanțate.